Autoritățile rămân pe poziție și anunță că arderea frunzelor și a resturilor vegetale este o acțiune interzisă în țara noastră. În acest context, reprezentanții autorităților publice locale, împreună cu serviciile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne și inspectorii Inspecției pentru Protecția Mediului, efectuează controle pentru a nu admite acest proces. Astfel, persoanele fizice care vor arde frunzele și deșeurile menajere vor achita o amendă maximă de 1200 de lei, iar persoanelor juridice li se va aplica o amendă de până la 9.000 de lei. Deși controle efectuează, iar amenzile au fost deja stabilite, autoritățile uită un singur lucru, soluția alternativă pentru cetățenii care vor să strângă frunzele, care în aceste zile sunt tot mai multe. Amintim că arderea frunzelor în afara locurilor special amenajate, care aproape că lipsesc de la noi din țară, a fost interzisă deoarece substanțele nocive rezultate din acest proces se acumulează în stratul de aer de la suprafața solului, fiind emanate diferite substanțe toxice.